Mai ne scurt. Ți-am zis să o conduc eu. Eu am zis. Ți-am zis nu goni. Asta eu am zis. Ți-am spus că plouă? Ți-am spus? Ți-am spus! Ce e de făcut acum? M-a băgat în căcat până în gât. Tu l-ai urmat. Eu? Eu? Da, tu l-ai urmărit. Eu? Tu cine ai cineva? Te-ai țăgănit de tot, târfă! Târfă? M-ai făcut târfă? Am făcut târfă. Până aici a fost. Nu o să ne mai vedem. Nu ne mai vedem. Nu, nu ne mai vedem. Ai hotărât tu. Minunat. Mă bucur foarte mult. Să știi că și eu. Bine mai zicea mama, că o ticălos te lasă fix când ai cea mai mare nevoie de el. Care de ticăloșule! M-ai lăsat singură pe un drum pustiu cu un cadavru. Nici măcar nu știi că m-am culcat cu Nicolae. Ce-ai zis? Te-ai culcat cu Nicolae? Te-ai culcat cu soțul tău? Tu l-ai lovit. Da! Dar eu eram la volan, eu l-am lovit! Ești mulțumit acum? Nu ești în stare să te asumi nimic? Ești o mulere, nu un bărbat! Parcă am mâncat din ce? Nu era nimic. Ai văzut și tu? Ai văzut, nu? Eu stăteam la geam. De fapt, n-am văzut nimic. Am murit un om. Eu tocmai am murit un om.
Doamne, Doamne, dacă te iubi. Dacă n-aș fi avut un copil cu tine, când îmi dore la rândesc o... Mergem! Mi se pare că vrea să zică ceva. Bacane, ești prost. Ăsta mi-e rindu de mult. Hai să mergem, Bacane! E viu! E viu! Uită-te, îi zbucnește sângele din arteră, e viu! Mă doare fix în cur dacă ăsta e viu sau mort. Viața trebuie savurată cât ești tare. Aaaa! Ambulanță! Ambulanță! Ce mai e? Trebuie ambulanță! Trebuie ambulanță! Trebuie ambulanță! Baclan, ești prost! Adineaule, ai bătut 7 oameni și acum stai să-i chemi ambulanță unui bochetar! Hai să mergem, Baclan! Ce tot rângănești să apare timp cum se cade? Trebuie ambulanță! Baclan, în timp cum se cade, încă prin asemenea locuri? Uită-te la el! E cum se cade! Îi trebuie ambulanță! Bacane, hai să mergem. Stai, stai! Ce e? Piciorul. Ce e cu piciorul? Piciorul lui n-ai văzut, i-a tremurat. I-a tremurat pula. S-a excitat. Hai să mergem, Bacane. Curcanii sunt pe urmele noastre, în portbagaj avem 100.000 și tu stai să chemi ambulanța unui boschetar? Ce ai zis? Bacane, ți-e de la atâta iarbă, ți s-au înfierbântat creierii. Îmi spui și mie ce ai zis? Bacane, n-am timp acum de amureli și de explicații. Curcanii sunt pe urmele noastre. Hai urcă în mașină. Avem evadare, avem spargere, o să ne bage și pe ăsta pe gât. Hai urcă frumos în mașină, mergem, Bacan, mergem. Dacă-ți pleacă, m-am săturat de moara ta stricată. Ce tot mai de 5 ani tot ascult. N-ai priceput, te crezi important? Vei face așa cum am spus eu. Nu mai spune! Comentezi?
Bineînțeles! Jură! Jură tu! Ce? Nimic! Batu-te ca și pe tine! Ia deci imediat în mașină! Deci imediat în mașină! Baclane, se ți arde de joacă! Tu faci glume cu mine, Baclane! Baclane! Thank you.
știu. Ce ar trebui să fac? Nu știu. Bine, dar cum poți să dăm asta în acasă? Allah este stăpânul puterii. Nu. El doar trebuie ajutat cumva. Iar omul acesta este mort. Din țărână l-a creat Dumnezeu pe om și în țărână se va întoarce. Iartă, Doamne, păcatele robului tău și greșelile tuturor celor pe care îi pomenesc în rugăciunile mele. Amin. Da, este clar că a fost lovit de mașină. Doar da, lui Dumnezeu. Este judecătorul drept și suprem. Sunteți sigur că e ortodox? Toți oamenii sunt fiul lui Allah. Dar unii dintre ei trăiesc în rătăcirea măgitoare. Iertați-mă, dar Nelsorski spunea că pe pământ sunt multe drumuri, dar toate sunt nesemnificative în afară de credința în Hristos. Mă îndoiesc. Dar se spune în Coran, nimeni, nici cei aflați în ceruri, nici cei aflați aici, pe pământ, nimeni în afară de Allah nu știe când va veni ziua învierii. Ei, din moment ce doar Allah știe, îl poate învia? Nu, astea trucuri de ale voastre. Păi și când vă rugați, sunteți ca voran, câine credincioși. Sura Nazar, versetul 34. În ziua mare catastrofe, în ziua învierii, toți cei aceia care au fost credincioși lui Allah și au ascultat pe supușii lor, aceia vor primi de la el răsplata și lumina lor, iar aceia care nu au crezut în semnele noastre sau care au crezut semnele noastre mincinoase, aceia vor fi oaspeți iadului. Va veni Fiul Omului într-o slava sa și împreună cu toți îngerii lui va răsplăti pe fiecare după faptele sale. Numai să nu spuneți că Fiul Omului al vostru este Mahomed al nostru. Iisuse Hristoase, Dumnezeul pe pescare a arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat, iubitorule de oameni. Slavă ție! Amin! Liniște! În toate e voia lui Allah! În toate e voia lui Dumnezeu! Lasă-mă! Stai! Ce are în spate? Parcă ar fi aripi. Aripi? Înseamnă că e înger. Vă felicit. Pentru? V-ați întâlnit îngerul. Ăsta nu e al nostru. Dar al cui e? Al vostru. Să fie al nostru dacă e al vostru. Ai al vostru. Nu e al nostru, fiți atent. Allah a creat îngerii din lumină. Iar acesta, îngerii noștri nu s-ar tăvări în sânge pe un drum. Nici ai noștri n-ar face așa ceva. Cum să nu? Fiți atent. Există 9 ordine în ierarhia îngerilor. Domeni, puteri, Gibrel, Micael, Cheruvim, Azrael, Izafil, tronuri, îngeri din Macar și Nachir, îngeri Zaban, îngeri, și arhanghel. Asta nu e de la noi. Nici de la noi.
Și apoi, îngerii noștri sunt blânzi. Sunt brune. Chiar trebuie, dacă voi stați. Și îngerii noștri arată ca niște adolescenți cu aripi. Și îngerii noștri arată ca niște adolescenți cu aripi. Îngerii noștri au câte două, trei, sau chiar patru aripi de... Mașii puternici. Și atunci ăsta cine-i? Cine-i? Nu știu. Avionul e peste oră, mâine la 7 conferința. Mergem? Hai să mergem. Iartă, Doamne, păcate rolul obrului tău. Iartă. Trebuie să mă mir cum poți să conduci.
simțind. Nor la volan într-o chip are atenție și auză. Ți-e frică să mergi cu mine? Împotrivă. Liniștită. Ar trebui să-ți iei și tu carnet. Eu n-am să pot. Zâmbești? Da. Ești fericită? Da. Deși nu ar trebui să... Mi-e frică pentru copii. Mă tem că și el s-a născut oare. Dar ce sunt doctorii? Ei, ce nu văd? Ce sunt ori? Păi și de ce copilul face tot timpul? Poate că-i mort? Nu-i mort. Face piti, face caca, înseamnă că-i viu. Ia, pune și mie. Să fiu orb nu-i chiar atât de rău. Și mama, și tata, și bunicii, și frații, toți erau orb ca și mine. Important este să ne înțelegem. Să ne iubim. Tu visezi? Cine spus? Parcă am visat azi noapte un înger. Mergeam noi doi pe drum și ne-am întâlnit un înger. Tu l-ai îmbrățișat și ți-a revenit vederea. Ce ciudat! Ce se însemne asta? Se schimbă vremea. L-am nenorocit! Hai, tași, dracu! Ce fel de bărbat ești tu? Chirurg. Nu sunt chirurg. Am rugat Ivanov să-i ținați locul. Mi-a promis că dacă fac o tură cu ravla asta, îmi dă o zi liberă. Prostul de mine, de ce am fost de acord? Bine l-ai mai aranjat. Ei, și ce-i cu asta? Ar trebui să îl ducem undeva. Dar poate că mai e viu. Eu sunt doctor și eu l-am omorât. Sunt virusolog, nu sunt chirurg! Liniștește-te și nu mai urla așa, mare! Vă rog, uitați-vă mai repede, nu-l călcați, mă, doctor. Vă rog, uitați-vă mai repede, poate e viu. Vă rog, nu la mine, uitați-vă la el, poate e viu. Vă rog frumos. Vă rog. Fractură craniu? Oh, întorsă umăr, claviculă ruptă, cutia toracică traumată, ochii sunt poziționați conform axului, e în șoc traumatic, de fapt, nu dacă mă gândesc mai bine, e în comă gradul 4, bine l-ai mai aranjat. Trebuie să-l ducem imediat. Unde să-l duci? La municipal nu-l pot salva. La regional? Acolo nu primește nimeni fără poliție. La județean? Nu ne mai ajunge benzina până la județean și așa am depășit limita luna asta. Păi și atunci ce facem? Nu facem nimic, îl operăm aici. Cum să-l operăm aici? Nu te mai căca pe tine, virusologule. Eu de 4 ani lucrez pe ambulanță, nu instrumentele alea, dacă... Pentru prima dată în viață văd așa ceva.
porc. Porc? Mutant, cromozomel. Trebuie să luăm un laborator pentru cercetări. Noi transportăm doar oameni. Ei, și ce? Și dacă are virusul gripei aviare, nu vezi care are? E păcat că trebuie să o lăsăm aici. E, nu e nimic, mâine sigur veți vine veterinarul. Ce te tot colbezi așa, virusologule? Auziți? Ce? Un psihopat care și-a lipit aripioare. Dar dacă e din ai noștri? Sună la salvare. Nu am semnal. Dar dacă totuși e înger? Tu vorbești serios. Foarte serios. E psihopat. Înger. Nu. Vrei să-l verificăm după metoda Stanislavski. Vaspura? Nu. Dacă e înger, va irupe ca o rachetă. O să mă carești la tribunale. Fix acum, înainte de spectacol. Nici măcar n-am găsit finalul piesei. Știu că moare. Se face și în închisare de atât de amator, să știi. Ce vrei să spui cu asta? Atâta doar că dacă te vor închide pe tine, va trebui să închidă pe toți actorii. Chiar și pe George Constantinescu. Da. Ei mă vor urma, pentru că mă iubesc. Tu? Eu sunt compozitor, nu am nicio legătură. Păi tu scrii melodiile pentru toate spectacolele mele. Muzica e cultură de altceva. Muzica e Stepa la Delescu. Tu o să fii primul șobolan care părăsește corabia? Eu nu sunt șobolan, eu sunt compozitor. Întotdeauna am știut că mă vei trăda. Ești? Șobolan, un jet, un căcat! Nu! Nu ești un căcat, ci spectacole tale de tot căcatul! Păi și acum o zici? Trebuie să știi că să te oprești și să-ți spui că viața a trecut. Și a trecut inutil, prostește, fără talent. Ce mai ești cu monologul ăsta? În ce crede omul? Aia va fi. Dacă va crede în rai, va fi rai. Dacă crede în iad, și dacă nu crede în nimic, va fi nimic! Și sufletul? Sigur. Cât timp noi am vorbit aici, te lași murit. Și vezi bun suflet cu tine aia? De fapt, când încerc să spun chestii de genul ăsta, devii brusc banal. Viața e făcută să fie dură. Minunul se întâmplă. De fapt, am impresia că am fost păcălită. Mi s-a vândut un bilet la un spectacol îngrozitor și plictisitor. Și nu am ce să fac. Nu am ce să fac. Ce se întâmplă cu noi, fraților? Asta să fie viața? Cine?
puțin. Ești un geniu! Am găsit finalul spectacolului! Hai să vedem! Acum vom termina cu comedia noastră. Personal, m-am distrat. În ceea ce vă privește... Nimeni nu a salvat pe îngerul dumneavoastră. Am avut dreptate. I-am numărat cu perioadă, dar am pierdut și socoteala. De ce nu spuneți nimic? De fapt, ce-ar fi aici de spus? Oamenii sunt o cauză pierdută. Eu am propus de mult să-i nimicim pe toți. Atâta bătaie de cap cu ei. Dar și dacă mă gândesc mai bine, acum 2000 de ani pe drumul ăsta nu s-a oprit chiar nimeni. Și totuși, ce drăguți sunt oamenii și ce naivi. Cum se duc ei undeva, se agită, se grăbesc. Dar acolo, la intersecție, pe toți așteaptă o surpriză. Ei nici nu știu că e o prăpastie, un abis. Și dacă pici, pici de tot. Hai să mergem acolo jos, să terminăm o dată cu aceste suflete decăzute. Dar pe înger nu-l luați, nu-l iei cu tine. Mai așteptăm ziua judecății? Pentru mine și așa totul este foarte clar. O analiză rațională ne spune că acest proces trebuie întrerupt. Ce? Credeți că printre ei se va găsi măcar un singur om? Thank you.
auzi.